Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit în voliera noastră, voliera Columbofil Junior. Astăzi o să facem un video din voliera rândunelelor de Saxonia și a voltaților indieni. Și aici au apărut primele perechi de puișori și o să mergem în volieră să luăm perechile de puișori. Pentru cine mi urmărește canalul, își dă seama că aici în stânga avem noile boxe, cărora le-am pus grătare și lor. Avem mai multe ouă, aici perechi de ouă. Da, o să luăm să vă arăt puii de rândunele de Saxonia. Punem pe pauză până o să scoatem puișorii afară și revenim. Am luat puișorii afară. Prima pereche de puișori de rândunele de Saxonia. Aceștia n-am mai apucat să inelăm. Inelele au venit prea târziu. Să punem puțin jos să puteți observa ce încălțături frumoase au. Ia uitați aici. Ce încălțături frumoase o să obținem de la acești. Puișori. Să punem și femela la locul ei. Ia uitați. Prima pereche. O pereche foarte frumoasă. Se poate observa linia foarte bună a păsărilor. Încă de mici. Pui pentru cine cunoaște, pentru un crescător care a avut rasa rândunele de Saxonia, își poate da seama că acești pui o să devină păsări bune, încă de mici. O să punem pe pauză să mergem și să luăm și cealaltă pereche de puișori. Avem și cea de-a doua pereche de puișori de rândunele de Saxonia și aceasta o să fie o pereche foarte frumoasă. Puteți observa ce încălțătură au aceste păsări. Această pereche fiind mai mică, ca și vârstă, am reușit să o inelăm. Prima pereche fiind prea mare, n-am mai putut să-i punem inelele. Inelele ne-au sosit acum două zile. Puteți observa ce perechi de puișori avem. Sper că v-a plăcut acest video. Săptămâna viitoare o să revenim cu un video din tot din această volieră. O să revenim cu un video în care o să vă prezint puișori de voltați indieni. Și aceia o să vedeți foarte frumoși puișorii. Sunt cam micuți și de asta am decis să nu vi-i prezint astăzi. Așa cum speram, rezultatele încep să vină la voliera Columbofil Junior. Nici nu ne gândeam să fie altfel. Vedeți cum încearcă să meargă unii la alții, să stea toți într-un cuib, să ajutăm și așa. Vedeți, aici avem cele două perechi de puișori de rândunele de Saxonia. Sper că v-a plăcut acest video. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune.